Horoscop 14 aprilie, berbec. Din câte se pare, ai parte azi de o zi plină la locul de muncă, în care trebuie să dai dovadă de nervi tari și de multă energie pentru un randament cât mai ridicat. Așadar, s-ar putea să simți, în prima parte a zilei, că nu vei reuși să faci față provocărilor, că nu vei duce la bun sfârșit tot ce ți-ai propus. S-ar putea să iei însă viteză de la prânz încolo, când faci mai multe progrese și într-un timp mult mai scurt decât ai reușit în timpul zilei. Așadar, ai grijă cum îți ordonezi toate treburile de azi. Horoscop 14 aprilie, Taur. Sunt multe lucruri de făcut pentru a-ți atinge obiectivele pe termen lung, dar ceva din interiorul tău îți spune că ar fi mai bine dacă te-ai concentra astăzi pe lucrurile care îți aduc satisfacții imediate, care nu necesită prea mult timp și efort din partea ta. Este normal să existe și astfel de zile în care nu te porți împărți între planurile de lungă durată și preocupările de moment. Dacă simți să trăiești clipa și să te bucuri de prezent, înseamnă că vocea interioară încearcă să-ți spună să iei lucrurile pe rând, să prețuiești mai mult ziua de astăzi. Horoscop 14 aprilie, Gemeni. Viața de familie și cea de cuplu trag de tine în ambele direcții și se vede că nu reușești să te împarți între cele două domenii de viață. Poate că ziua de astăzi este una din acelea în care nu are rost să tinzi către așa ceva. Așadar, dacă ai treburi importante de rezolvat la serviciu, ar putea fi nevoie să te concentrezi mai puțin pe ceea ce se întâmplă acasă. Astfel, poate că ar ajuta dacă le-ai spune celor dragi cum stau lucrurile, că ești nevoit să amâni unele treburi în gospodărie sau să le lași pe mâna lor. Horoscop 14 aprilie, Rac. Se manifestă și azi tensiuni între tine și un interlocutor de la locul de muncă sau din viața personală, dar din câte se pare, s-ar putea să nu mai meargă astăzi să faci apel la proiectele voastre comune sau la viziunile pe care le împărtășiți unul cu celălalt. Pasiunile s-ar putea să fie astăzi liantul dintre voi, așa că poate ar fi bine dacă ai orientat discuția către lucruri care vă plac tuturor în aceeași măsură. În felul acesta, reușești să detensionezi atmosfera și să nu se ajungă la discuții aprinse în contradictoriu, care nu duceau în nicio direcție reală. Horoscop 14 aprilie, Leu. Trebuie să ai mai multă grijă azi la cheltuieli, întrucât există riscul să scapi mâna prea adânc în buzunar. În alte situații însă, ar putea fi vorba despre plăți la care nu te-ai așteptat sau pe care nu le-ai putut evita. În orice caz, este clar faptul că trebuie să ai mai multă grijă cu banii. În a doua parte a zilei, ar putea apărea motive de bucurie, căci s-ar putea să te întâlnești cu unele oportunități de a-ți suplimenta veniturile și sau de a valorifica economii prin intermediul investițiilor. Dar cum profiturile apar mai târziu, trebuie să fii cumpătat. Horoscop 14 aprilie, Fecioară. Se manifestă și azi tensiuni între tine și partenerul de viață și sau cei cu care lucrezi, dar se pare că și astăzi furtuna nu durează prea mult. Ții mult la relația pe care o formați și aveți multe lucruri în comun, fapt pentru care reușești să treci cu vederea mai ușor anumite lucruri. În plus, ajută și faptul că poți să faci haz de necaz pe anumite teme și nu iei în nume personal anumite reacții sau grimase din partea lor. Pe de altă parte, există anumite lucruri care, pe termen lung, ar putea fi o problemă pentru voi. Horoscop 14 aprilie, Balanță. În planul muncii, ai parte azi de o zi solicitantă, cu tot felul de situații neprevăzute care îți testează capacitatea de a face față la tot felul de situații neprevăzute. În alte cazuri, s-ar putea să apară și altfel de provocări, cum ar fi o stare proastă de sănătate, fapt care afectează și mai mult negativ randamentul de care dau dovadă nativii acestui semn astăzi. Pe de altă parte, se bucură de înțelegere acasă, de persoane care îi le înțeleg dacă își manifestă dorința de a petrece timp singuri ori de a amâna unele angajamente luate în gospodărie față de familie. Horoscop 14 aprilie, Scorpion. Se întâmplă multe lucruri în viața ta de acum, dar pe de altă parte, nu poți pierde din vedere nici oportunitățile care apar cu privire la planurile tale de viitor. Timpul, din câte se pare, nu-ți permite să te ocupi de toate, iar dacă ieri te-ai ocupat de preocupările tale de moment, acum este timpul să acorzi mai mult din energia ta obiectivelor tale pe termen lung. Poate că primești un sfat numai bun de aplicat acum sau poate că întâlnești pe cineva care îți facilitează accesul la unele resurse de care ai nevoie. Oricare ar fi situația, faci progrese mari.
horoscop 14 aprilie, Săgetător. Te simți asaltat de tot felul de responsabilități atât în plan profesional, cât și acasă, dar poate că n-ai timpul și energia de a te dedica la același nivel ambelor domenii de viață. În consecință, trebuie să iei o decizie în legătură cu modul în care răspunzi provocărilor de la serviciu sau de acasă. Dacă un eventual succes la muncă poate veni la pachet cu un supliment financiar, acest lucru s-ar putea să te ajute să le explici apropiaților care este motivul pentru care ești nevoit să stai mai mult pe la birou sau să-ți iei de lucru și acasă. Horoscop 14 aprilie, Capricorn. Trebuie să ai grijă astăzi cum abordezi unele subiecte de discuție și sau persoane cu care se discută greu pentru că astrele nu sunt tocmai favorabile din acest punct de vedere. Mai exact, nu se creează aspecte care să te ajute să navighezi mai ușor pozele conversaționale stânjenitoare sau momentele de tensiune mocnită care stă să erupă. Într-un final, vor ajunge să-ți dea dreptate, dar până atunci, trebuie să te asiguri că păstrezi calmul în conversațiile cu ceilalți și nu mergi prea departe pentru a-ți impune punctul de vedere. În caz contrar, se va insinua o distanță între voi. Horoscop 14 aprilie, Vărsător. Cheltuielile făcute astăzi s-ar putea să depășească limita de confort pe care ți-ai setat-o pentru astăzi, așadar că trebuie să te gândești de două ori înainte să achiziționezi lucruri care nu figurează pe lista de cumpărături. Prudența în chestiuni de ordin financiar te ajută și să eviți episoade pe care ai putea ajunge să le regreți, care implică muncă din partea ta pentru a acoperi goluri care altfel te obligă să renunți la satisfacerea unor nevoi reale. Vestea bună este că ești mai receptiv decât de obicei la vocea ta interioară, ceea ce te ajută să iei unele decizii bune. Horoscop 14 aprilie, Pești. Tensiunile continuă și în această dimineață cu partenerul de viață și sau cu cei cu care lucrezi, dar și astăzi trec destul de ușor. Mai exact, s-ar putea ca furia să dispară complet până diseară, când păreți mai deschiși să purtați un dialog calm pe seama unor chestiuni de interes comun. Așadar, secretul este acela de a nu te aprinde atunci când celălalt toarnă gaz pe foc. În felul acesta, vei reuși să eviți rupturi care se repară greu și care conduc la o agravare și mai mare a problemelor curente. Lasă spiritele să se liniștească și reia subiectul calm.